Mai mulți locuitori din orașul Sângera, din municipiul Chișinău, sunt nevoiți să meargă prin ploaie pentru a ajunge la muncă sau la școală. Oamenii spun că cele două rute de autobuz care efectuează cursele spre Chișinău nu sunt suficiente pentru numărul total de pasageri care fac zilnic naveta, iar graficul nu este respectat. Mai mult, pe motiv că transportul public este supra-solicitat, aceștia frecvent întârzie la muncă. Contactat de Moldova 1, primarul orașului Sângera, Valeriu Popa, nu ne-a răspuns la telefon pentru a ne explica situația. Locuitorii din orașul Sângera susțin că în orele de vârf autobuzul de pe ruta numărul 33 este aglomerat, iar din acest motiv mulți ajung la muncă sau la orele de curs cu întârziere. Aceștia doresc ca prima cursă să fie la 6 dimineața, iar autobuzul de pe ruta cu numărul 18 să fie redirecționat pe strada Tineretului din localitate. Primul autobuz la 6:45 este foarte târziu. Și vrem puțin mai dimineață, fie cum merge în satul vecin la 6:15. Copiii de la școală tot n-au cu ce vine, care iese de la lucru seara. Să stai în drum cu care au câte doi copii, câte trei, să stai în drum, tot nu e foarte greu din vale să ajungi în dealul ăsta. E foarte încărcat transportul, cu copiii vin de la Dobruja să duc la școală, când în vale ajungi acolo sau în centru sau chiar mai cim de aeroport, un geniu nu se poate urca în autobuz. Ion Gâscă spune că a depus mai multe solicitări către autoritățile locale, dar și cele municipale. Însă deocamdată nu au fost întreprinse acțiuni pentru a identifica soluții. Noi nu putem ajunge la lucru, nu putem ajunge acasă. Bătrânii chiar și copiii se plâng, n-au cum să ajungă în centru. E că plouă, ninge, copiii sunt nevoiți să meargă pe jos, prin ploaie, prin soare, până la școală. Contactat de Moldova 1, primarul orașului Sângera, Valeriu Popa, nu ne-a răspuns la telefon. Potrivit orarului de circulație, autobuzul de pe ruta numărul 33 efectuează zilnic 11 curse tur-retur din municipiul Chișinău până pe strada Tineretului din orașul Sângera, iar autobuzul de pe ruta cu numărul 18 face peste 16 curse în fiecare zi.